Articulația cea mai intens folosită din corpul uman este genunchiul. Aceasta suportă greutatea întregului corp și punem o presiune mare atunci când mergem, alergăm, stăm în picioare sau chiar și atunci când stăm jos. Genunchiul are un rol extrem de important în ceea ce privește corpul uman. Prin poziția lui de articulație intermediară, el are dublu rol și anume asigură statica în postura de ortostatism prin stabilitatea pe care o oferă în sprijin și celălalt asigură dinamica prin orientarea piciorului în timpul deplasării. Prin urmare, genunchiul are două mari caracteristici, stabilitate și mobilitate. Genunchiul permite mișcări de întoarcere, rotire, îndoire și îndreptare, dar toate acestea duc la riscul apariției unor leziuni. Datorită poziției și rolului pe care îl are în dinamică, este o articulație dispusă și predispusă la multe tipuri de traumatisme, atât directe cât mai ales indirecte. De multe ori cele indirecte sunt mai grave decât cele directe. Ca și exemple, contuzii, plăgi, leziuni ligamentare, leziuni tendinoase, leziuni capsulare, entorse, luxații și chiar fracturi intraarticulare. Cele mai frecvente leziuni întâlnite sunt cele de menisc și ligament încrucișat anterior. Abordarea medicală a acestora se face în funcție de caz. Aici sunt două tipuri de abordare. Abordare de tip conservator și anume tratament, recuperare medicală sau abordare de tip chirurgical, care se rezolvă chirurgical leziunea, după care urmează recuperarea medicală. În funcție, asta depinde de vârsta pacientului, de activitatea lui fizică și, nu în ultimul rând, de gravitatea leziunii. Netratate la timp sau corespunzător, aceste leziuni pot avea consecințe nedorite. În urma unui tratament bine condus, majoritatea din ele, fie conservator, fie chirurgical și apoi recuperare, sunt evoluează către refacere, dar 90% din cazuri, evoluția pe termen lung duce către uzura articulației, uzura prematură a articulației, în termeni mai cunoscuți, gonartroză. În ceea ce privește recuperarea medicală, specialistul ne explică dacă se folosesc anumite mijloace specifice. Ținând cont de faptul că în urma oricărui traumatism apar modificări individuale, și anume fibroză, redoare articulară, instabilitate, hipotrofii musculare și așa mai departe, recuperarea în aceste cazuri este strict individualizată. Deci nu putem spune că folosim numai kinetoterapie sau numai electroterapie. Se folosește un întreg arsenal de proceduri pentru a putea recupera genunchiul. Recuperarea medicală în cazul leziunilor la genunchi este extrem de importantă. De aceasta poate depinde reîntoarcerea la locul de muncă sau reluarea unei activități sportive.